Am scos carnea din supă. Supa am strecurat-o, iar oala am spălat-o. Acum pun supa la loc, înapoi în oală. Aleg carnea de pe oase. Mare parte din carnea acestui piept am folosit-o la quesadilla. Iar cu aceste oase o să fac o... Glumesc, nu o să fac nimic cu ele, să le arunc. Nici chiar așa. Dar întotdeauna e bine să folosiți cât mai mult din ingrediente. Chiar dacă nu sunteți siguri, e bine să vă documentați și poate aflați chestii noi. E păcat să aruncați ingrediente sau lucruri care de fapt sunt bune pentru noi. Dacă tot e să moară un animal ca noi să avem carne, măcar să profităm și să folosim cât se poate de mult din animalul ăla. Pe de exemplu, câtă carne a reușit să scot de pe osoarele astea? Zici, o mână de carne. Nu e mare lucru, nu e vorba numai de cost, e vorba și de eficiență, de a profita cât se poate de mult de un animal care a fost sacrificat. Până la urmă și de bani, sigur că și de bani. Tăiței nu sunt făcuți acum, au fost făcuți de o săptămână, au fost la congelator. Nu trebuie neapărat să-i dezghețați înainte de a-i folosi. Nu o să mai călesc morcov înainte pentru că nu am alte rădăcinoase în afară de morcov. Restul nu necesită multă pregătire termică și îl arunc direct în supă. Tai și ceapa. Pe lângă morcov, ceapă voi mai folosi feclă roșie, prean și ardei gras. Ardeiul gras a fost congelat. Asta toamnă l-am tăiat și l-am pus în punguliță la congelator. Creanul nu o să mai dau pe răzătoare pentru că nu are o aromă foarte puternică, din păcate. Și o să-l tai cu bulețe mici. În cazul de față voi pune și creanul acum pentru că este levnos și vreau să se înmoaie puțin. Tot acum arunc și ardeiul de la congelator. Tai și puțină coajă de lămâie. Încerc să iau cât mai mult din partea galbenă, fără porțiunea albă. Peste coaja de lămâie pun puțină sare și o las să stea 10 minute. Sare. Acum le voi tăia și pe ele către cele. Am uitat să vă zic că înainte lămâia spălați-o foarte, foarte, foarte bine pentru că e posibil să fie dată cu niște substanțe ca să reziste transportului. Adaug tăiței în apă. Tăiței imediat vor începe să se desfacă. Și în câteva minute sunt gata. Tăiței au fiert, adaug carnea de pui. Mai las 2 minute. Adaug și sfecla. După ce am oprit focul, am adăugat ceapă verde și cojile de lămâie. Pun și puțină zeamă de lămâie și las să stea 10-15 minute să se întrepătrundă toate aromele.
Eu personal am pus și puțin lapte bătut. Cred că merge de minune cu lapte bătut. N-am pus în toată pentru că mulți nu preferă cu lapte bătut. Este foarte bună, e puțin picantă de la hrean, nu voi mai pune piper. Cred că să-i mai pun puțină zeamă de lămâie, dar asta e doar preferința mea. În rest e foarte bună cum e așa.